Fiecare an, în această duminică, Biserica a rânduit a se citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 18, versetele 35 până la 43, în care ni se vorbește despre minunea vindecării orbului din Ierihon. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în activitatea sa misională, în călătoriile sale mărturisitoare, ajunge și în cel mai jos oraș, aflat sub nivelul mării, în cetatea Ierihonului. Și iată aici iese în întâmpinare un cerșător orb, care îl strigă, spunându-i, adresându-i se, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și el, Mântuitorul Iisus Hristos, văzându-l și auzindu-l că îl strigă, se oprește în dreptul lui și îl întreabă, ce voiești să-ți fac? Doamne, să văd, a fost răspunsul acestui cercetător orb, care știa cine este Iisus, știa că este tămăduitorul și doctorul trupurilor și ale sufletelor noastre, știa că este vindecător a toată boala și a toată neputința din popor, știa că este un învățător deosebit, o persoană specială, un om cum nu s-a mai întâlnit, ci proroc prea înalt, cum nu a mai văzut Israelul vreodată în toată istoria lui. El, cerșătorul, a auzit, a aflat, știa despre Mântuitorul că este învățător a toată dreptatea, că este mărturisitor și propovăditor al adevărului și mai ales că este lumina lumii pe care cine îl va urma nu va mai umbla niciodată în întuneric. Știa că el este dătătorul vederii cele adevărate, izvorul luminii cele neînserate și necreate și veșnice a Preasfintei Treimi. De aceea, fără nicio șovăială, fără nicio urmă de îndoială, el, acest cercetător, știe exact ce se ceară lui Hristos. Îl întâmpină cu toată fermitatea și cu toată convingerea lui, cu toată hotărârea și cu toată determinarea și îi cere foarte clar și foarte concret să vadă. Auzise că el, Mântuitorul, a mai tămăduit și pe alții, le-a mai redat lumina și altora, precum lui Bartimeu, precum nevăzătorului din orbului din naștere și așa mai departe, la scăldătoarea Siloamului. Deci știa că el, dacă vrea, poate face acest lucru. Căci la el toate sunt cu putință. Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Evanghelia de astăzi ne ajută foarte mult să înțelegem ce importantă este o întâlnire. Iată, pentru acest nevăzător sau orb, această întâlnire a fost șansa vieții sale. Context în care a primit lumina vederii. Ce importante sunt întâlnirile din viața noastră sau în viața noastră cu oameni providențiali, cu părinții noștri, cu strămoșii noștri, cu bunicii noștri, cu învățătorii noștri, cu prietenii și apropiații noștri, cu binefăcătorii noștri, dar mai ales ce importantă este întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Întâlnirea noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos. Așa cum, iată, a fost vitală, a fost esențială această întâlnire pentru acest orb din Ierihon. Foarte important este să fim atenți, să fim cu luarea minte, să nu ratăm aceste întâlniri și mai ales să nu ratăm întâlnirea cu Hristos. Dacă ne vom întâlni cu El, vom călători în lumină și în adevăr. Dacă vom rata întâlnirea cu El, vom rămâne în bezna păcatului și în întunericul morții.
Acest nevăzător, până nu s-a întâlnit cu Hristos, a fost în întuneric. În întunericul nevederii celei trupești, a orbirii celei trupești. Dar iată, odată întâlnindu-se cu Hristos, a dobândit și vederea cea trupească, având-o deja pe cea duhovnicească, atunci când, sau de atunci când vedem că El își dorește cu adevărat să se întâlnească cu Hristos, nimic ne stându-i în cale sau ne împiedicându-l spre atingerea acestui obiectiv sau scop. De la acest nevăzător vedem credința lui, vedem determinarea lui, vedem curajul lui, vedem hotărârea lui și totodată de la Mântuitorul vedem dragostea și bunătatea lui. Întâlnirile între noi trebuie să fie binefăcătoare, reciproc vorbind. Întâlnirea unora sau altora cu noi și a noastră cu ei ne vor marca toată viața. Așa cum iată l-a marcat și pe acest nevăzător care a ajuns astfel văzător prin întâlnirea cu Iisus Hristos. Și mai este ceva de reținut din această pericope evanghelică.